Monstrul de anul nou, o poveste din China, repovestită de Rosie Dickens și Andrew Prentice. În China, de anul nou se spune urarea Guonian, ceea ce înseamnă să-l învingi pe Nian. Aceasta este legenda despre Nian și despre cum a fost el înfrânt. Cu mult timp în urmă, pe când pământul era mai sălbatic, iar oamenii mai puțini, trăia un înfricoșător monstru marin numit Nian. Vânător puternic, acesta avea coarne lungi, ghiare ascuțite și colți și mai ascuțiți. Își petrecea mare parte din an dormind în mâlul întunecat din adâncurile oceanului. Însă, odată pe an, în ajunul anului nou, care marchează în China începutul primăverii, ieșea la mal să se hrănească. Atunci, el rătăcea prin satele îndepărtate de pe coastă în căutare de hrană. Devora toate semănăturile din pământ, toate animalele neatente și chiar și pe oamenii îndeajuns de ghinioniști să iasă în cale. Poc, haț, hap și gata, dispăreau. Pretutindeni, oamenii trăiau temându-se de Nian. Pe măsură ce se apropia data aceea îngrozitoare, unii se închideau în case, astupau cu scânduri ușile și ferestrele și se rugau ca monstrul să nu găsească vreo cale de a intra. Alții fugeau sus, în munți, sperând să ajungă prea departe de apă pentru ca fiara să-i urmeze. Într-un sat mic, în timp ce oamenii băteau în cuie scânduri la ferestre sau își făceau bocceluțe pentru a pleca în munți, o femeie observă că un bărbat cu părul lung și alb, care se sprijinea într-un toiag, o privea plin de curiozitate. Nu știu cine ești, domnule, dar nu e sigur să rămâi aici în noaptea aceasta, îl avertiză ea. De ce nu? Întrebă omul netulburat. Vine monstrul Nian, răspunse femeia. Va înfuleca pe oricine îl va găsi aici. Ar trebui să fugi în munți, ca mine, sau măcar să te adăpostești în casa mea și asigură-te că nu deschizi vreo ușă sau vreo fereastră până la ivirea zorilor. Bătrânul zâmbi. Nu mă tem de niciun monstru, îi mărturisi el, dar mulțumesc pentru bunătate. În schimb, continuă el, am să-ți protejez satul de acest Nian. Nu înțelegi, oftă femeia, nu poți să învingi un monstru ca Nian. Dacă rămâi aici, o să te ronței ca pe o prăjitură. Te rog, te implor, vino cu mine în munți unde o să fii în siguranță. Însă omul doar zâmbi și scutură din cap. Nimic din tot ce spunea femeia nu conta. În cele din urmă, neîndrăznit să mai întârzie, ea plecă. Ai grijă, îi strigă, în timp ce ea se îndepărta. Nu îți face griji, răspunse omul, făcându-i vesel cu mâna. O să fiu bine. Și la fel și satul tău. De data asta, monstrul tău nu o să știe ce-l așteaptă, chicoti el în sinea lui. Își roti privirea prin sat cu atenție și apoi se puse pe treabă. Mai întâi merse la pădure și tăie o legătură uriașă de tulpini de bambus și o alta cu crenguțe de foc, pe care le duse înapoi în sat și le așeză frumos în piața centrală. La acestea mai adăugă o grămadă de oale, tigăi și canistre de metal vechi, grele, împrumutate de prin casele din sat. Apoi se așeză și, scotocind prin haina sa, scoase un pachet cu hârtie stacojie. Cu îndemânare, tăie și împături multe coli în vesele lampioane pe care le agăță de crengile copacilor. Pe restul le împodobi cu poezii și urări de bun noroc pe care le lipi pe uși și pe la ferestre până ce satul arăta pregătit pentru un festival și nu pentru un monstru. În sfârșit, în timp ce soarele asfințea, omul se întoarse în piață și făcu un foc cu crenguțele pe care le lăsase acolo. Curând, flăcări portocalii și aurii se înălțară vesele, umplând întunericul cu lumină, căldură și uneori cu ploi de scântei. Bătrânul își strânse haina în jurul umerilor și se așeză să aștepte. În adâncurile sărate ale oceanului, Nian se mișcă. Un huruit de foame îi deranjase somnul lung de un an.
Doi ochi reci și rotunzi se deschiseră clipind. Încet își scutură trupul acoperit cu solzi de alge și de mâli. Sosise vremea să se hrănească. Cu pași greoi, păși prin apă până la țărm, îndreptându-se spre cel mai apropiat sat, cel în care bătrânul aștepta răbdător. Cerul de deasupra satului era întunecat, dar nu în felul acela adânc, orbitor, cu care Nian era obișnuit, și, odată ajuns acolo, îl așteptau și mai multe surprize. Monstrul se aștepta să afle casele întunecate și sigilate, mirosind a teamă, și în loc de asta fu întâmpinat cu lampioane luminoase și case vesel împodobite. Întrebându-se neliniștit ce se petrecea, scotocea prin împrejurim după ceva sau cineva pe care să-l poată mânca. Trase adânc aer în piept, adulmecând, și simți o mireasmă de bătrân. Lingându-și buzele deja, urmă mirosul până ce acesta se amestecă cu un alt miros, al fumului de la lemnele ce ardeau. Nian strănută atunci când fumul îi gâdilă nasul, apoi o luă după colț și clipi în lumina cu care nu era obișnuit. În mijlocul pieței din sat, flăcările săltau și pocneau, luându-i vederea care era obișnuită cu priveliști marine întunecate și reci. Ian răcni tulburat. Urletul lui fu întâmpinat de un alt zgomot chiar mai puternic. Bang, pop, puf! Bătrânul bătea în oale și tigăi, lovea capacele unele de altele, făcând o zarvă nemaipomenită. Nian scutură din cap, încercând să-și limpezească auzul. Când se uită din nou, zări o siluetă stând fără teamă chiar în fața lui. Monstrul își dezveli colții lungi, gălbui, într-un mârâit. Și deodată, buf, po, pum! Era un sunet ca o detunătură de armă, cu toate că, de fapt, nu erau decât tulpinile de bambus care explodau în foc. Căci așa se întâmplă dacă arzi bambus. Asta era prea mult pentru Nian, care, ca cei mai mulți dintre monștri, avea o inimă lașă. Se întoarse și fugi înapoi în adâncurile mociluoase ale oceanului, în timp ce bătrânul râdea necontenit. Când sătenii se întoarseră în ziua următoare, fură uimiți să-și găsească satul complet neatins, cu excepția lampioanelor din hârtie roșie atârnate pe crengile copacilor și a poeziilor scrise pe hârtie roșie ce le împodobeau casele. Apoi, femeia care încercase să-l avertizeze pe bătrân, îl zări pe acesta stând liniștit în piață. Ai reușit!" exclamă iar. Dar nu înțeleg cum ai înfrânt monstrul!" Bătrânul râse de tulburarea ei. Nu e greu când știi!" zise el cu modestie și îi spuse că îl puteau alunga pe Nian la fiecare an nou cu lampioane, zgomote puternice și o mulțime de podoabe colorate. Pentru a răspândi veștile bune, sătenii se îmbrăcare cu cele mai frumoase haine ale lor și merseră să-și viziteze prietenii și familia. Și astfel se duse vestea și toată lumea află cum să învingă monstrul. Acum, în ajunul anului nou, oamenii încă mai agață lampioane, lipesc decorații din hârtie roșie și aprind artificii, care sunt și mai zgomotoase decât bambusul care arde. Casele strălucesc luminoase și oamenii stau treji să primească anul nou și să sărbătorească împreună, fără a se teme de Nian și de foamea lui îngrozitoare. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!